Eugenie Coricea, mulțumesc pentru participarea la interviul de PS News. E interesant să aflăm din partea dumneavoastră cum credeți că vor afecta aceste prevederi ale codului electoral partidele mici. UNPR nu e cel mai mare partid din România, dar din postura în care sunteți, vă puteți permite jocuri politice. Care credeți că sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai slabe puncte ale codului electoral? În momentul de față, trebuie să știm că UNPR-ul reprezintă a treia forță politică pe scena românească. Suntem al treilea partid ca număr de parlamentari, iar la alegerile locale trecute am avut peste 500.000 de membri, adică în jur de 5%. De ce spun? Este singurul vot direct pe care l-am luat, pentru că în cadrul USR-ului nu știe nimeni cât au fost voturile UNPR, cât au fost voturile PNL sau PSD, deci nu s-au mai măsurat. Dar ultima măsurare ne-a dus la 5%. Ceea ce avem în Parlament acum este mai mult de 5% și prin urmare, într-adevăr, suntem a treia forță politică. Codul electoral deocamdată este într-o dezbatere și nu știm ce se va adopta. Nu vom fi afectați de ceea ce se spune acolo sau ideile care au fost acceptate. Spre exemplu, alegerea primarilor dintr-un singur tur nu este de măsură de a ne afecta, ci din contră, de a ne avantaja și ne ajuta să ne păstrăm ceea ce avem, adică primarii în funcție. Câți primari aveți în funcție? Deci, în momentul de față, avem peste 200 de primari în funcție. Avem 3 primari de municipii, de reședință de județ. Și, prin urmare, eu zic că pentru forța pe care o avem este suficient. Și asta cu alegerile locale. Alegerile care, pentru președinția Consiliului Județean, cred că este acceptabilă de către toată lumea, alegerea indirectă. Așa a ieșit în urmă. Baronii PSD nu prea sunt de acord. Baronii PSD nu prea sunt de acord cu această formulare. În primul rând, nu prea îmi place formularea baronii PSD, ci aleși locali în funcție de președinte. Este adevărat că votul într-un tur, cum ar fi vrut unii, avantaja pe cel care era în funcție, dar spre deosebire de primari, deci legea primarilor, similară, care nu a creat niciun fel de probleme de disfuncționalități, deci nu aveam motiv să o schimbăm. Aici am avut încetări de mandat înainte de termen, boală, deces, arestările acestea sau trimiterile în judecată și ar trebui și trebuie să facem alegeri în mai multe județe. Cheltuielile sunt imense, nu este să faci o cheltuială pentru alegerile într-o localitate, fie și municipiu, și asta se face în foarte multe județe. De aceea s-a ales votul indirect, pentru că la votul indirect președintele ales de consilieri și în cazul în care acesta nu poate să-și exercite mandatul, consilierii dau un vot și nu costă absolut nimic. Pentru că vorbiți despre aceste costuri, credeți că în campanii electorale vor fi mai puțin bani plătiți la negru, nu vor mai fi deloc bani puțin la negru? Pare incredibil că în România cineva își pune serios problema să nu se mai finanțeze campaniile la negru. Știm bine că unul e textul oficial, alta e ce se întâmplă în practică. Eu am spus că indiferent ce lege adoptăm, evident că banii donați legal, susținerile legale vor fi întotdeauna transparente, iar susținerii legale, bani la negru, cum spuneți dumneavoastră, vor încălca legea dacă vor exista, indiferent care este acea lege. Deci rămâne să vadă ce lege se încalcă, pentru că, după părerea mea, este greu de a schimba obiceiurile de a folosi și alte fonduri decât cele care sunt permise. Numai că, vedeți și dumneavoastră, nemai existând acel uninominal la președinții Consiliului Județean, nemai existând acel uninominal, așa zis, uninominal la parlamentare, competiția nu mai este atât de acerbă, prin urmare, nevoia de fonduri este mai mică,
Deci, proporțional, mă gândesc eu că și banii negri ar trebui să fie mai puțin. Și acesta este un lucru bun, pentru că orice sursă în această indicită care susține un parlamentar trebuie, până la urmă, recuperat într-un fel sau altul. Fie prin recuperarea banilor, fie prin susținerea intereselor respectivilor care te-au finanțat. Și noi cu acest lucru nu suntem de acord, ci încercăm prin orice metodă să limităm astfel de situații. Pixurile, bichetele, șepcile, celelalte cadouri care se ofereau în campanie electorală și cu care oamenii se obișnuiseră, vor mai exista, nu vor mai exista, ajutau UDMR-ul sau vă erau indiferente? După părerea mea, materialele promoționale vor exista dintotdeauna. Rămâne acum să vedem quantumul, valoarea pe care pot să o întrebuințezi. Știți că și înainte s-a dat o limitare și s-au explicat exact care sunt materialele promoționale. Aveai voie să dai o pungă sau un pix inscripționat, dar n-aveai voie să faci cadou o pungă de mălai sau o sticlă de ulei inscripționat. Deci toate acestea vor fi reglementate clar în cod și folosința lor a fost probată ca rezultat pozitiv pentru toate partidele, deci nu numai pentru UNPR. Mai mult de atât, noi nu am, având o singură candidatură directă, și anume aceea la locale, nu am apucat să probăm pe atare acest lucru. Ne-am participat la următoarele lege împreună cu USL-ul și am contribuit proporțional cu membrii noștri și cu candidații noștri cu fonduri. Restul, inscripționările, materialele care se atrageau, erau evident făcute de staful central, unde majoritatea erau cei mai mari PSD-ul.